Îți mai e ceva de mașină? Îți mai e ceva de mașină? Nu. No, bun, o închid atunci. Dacă tot nu folosești buzunarul ăsta, îmi bag eu cheile. Ce știi pe aici? Nu, merem tot în sus. Asta e. Dar bine, nu merem pe drum. Nu merem pe drum. Unde putem ieși după drum, în pădure, ieșim. Încercăm ceva, văi, purcări, habar n-am, să fie acolo, orice. Hai. Dă-i miro. Prima ieșire cu motorul după 5 luni. Să-mi fac piciorul, ce senzație am. Zici că m-am cumpărat motor nou, așa-l simt. După atâta vreme. Suntem în Munteni, pe Valea Rea. Cât de rea îi... O să venim noi mai încolo. Pe unde o să merem? Apar n-am, sincer. Știu doar unde vrem să ajungem. Mai departe, pe unde vedem cu ochii. Sperăm să găsim ceva fain pe aici. Măcar ceva urcări, văi, habar n-am, să fie acolo. N-a bine. Picură. Vine ei, stai liniștit. Bă, da, fain se vede. Știu unde vreau să ajung. Vezi acolo vârful ăla. Ala din stânga. Acolo mereu. Dar bine, pe cine, nu știu, vedem noi. N-am mai fost, nu știu. Aveți? Pelerină. Așa au zis. Am ce se întâmplă, e partea a doua. Dar la câte șuri de astea sunt pe aici, ne băgăm într-una. Dar nu? Ne facem acolo un foc frumos. N-am zis Cosmin, pe unde ne băgăm? Nu. Am fost acolo la Salviș, când am ieșit. Dar știu. Da, dar până acolo trebuie să ajungem la Drăgan sus. Da. Trebuie să ajungem la observatorul ăla după vârf. Da, exact. Deci aici nu avem. E prea deasă pădurea și n-ai cum să te bagi. Deci singura variantă e că urcăm pe vârf, ori în dreapta, ori ne coborăm un pic spre lunca Fișagului. Și vedem pe acolo pe vârf. Acolo nu mai sunt, e mai mult brad. No. Hai da. În sus. Apoi, de acolo mai vedem. Încercăm pe în sus? Să mai las presiune? Ar că-mi trebuie. Stai, bă! Stai să las mic de presiune. Eu n-am mitat, da, Michelin. Tot cum începe, nu se pune. Păi, îți grijă, mă. Opa! Bă, da, crengele naibii. Opa! Hai că mere! Bine, și eu. Mă duc cu fermoarul deschis. Și mi-e telefonul el. Ăla de 5.000 de lei. Dar așa ceva, trebuia să mă prezint cu gumă nouă.
duce, bă! Să-mi bag piciorul, faine. Deci noi acum ar trebui să coborăm. Ne întâlnim cu băieții care ar putea veni roată pe drum. Și urcăm dincolo. În partea alaltă. Trebuia să dau eu o ieșire pe acasă înainte de asta, să mai am intru un pic în mână, că tare greu stau pe el. Mai de revin eu așa încet. N-aveți idee cât am așteptat momentul ăsta să mă pun pe motor. Zona e faină, da? Păcat de vreme. Adică ce păcat? Așa cum îi, că-i soare, că plouă, noi ieșim cu motoarele. Dă-o încolo de vreme. No, acum să intrăm cât mai repede în pădure sau ne băgăm în ceva șură de asta, că plouă ca lumea. Plouă așa mărunt, da? Așa te ude asta. Eu mă plâng că n-am cauciuc. Da. Exact. Nu ne băgăm la avion astăzi. E prima ieșire după 5 luni la mine. Încă mă obișnuiesc cu motorul, că zici că m-am cumpărat motor nou, așa-l simt. Zici că e furat. Nimic. Eu sper că e bun unghiul la cameră, că nu prea văd ce filmează, că mi-a schimbat suportul și văd abia partea de sus de la GoPro. Văd numai LED-ul ăla, să știu dacă filmează sau nu, dar ecranul nu-l văd deloc aproape și nu dau seama dacă e ok unghiul sau nu. Apoi sper că bine a fi. Mereu 125-ul. Nu lăsa! Vezi numai să nu-ți intre creangă acolo la rezonator. Nu lăsa! Haide, puii mei! Cipri și ghioceii lui. Du-te mai departe să fac și eu. Atracția turistică de astăzi. O mână de ghiocei. Ne urci cum stau în bârlog. De ce v-ați băgat aici? Am urcat, am coborât înapoi, ce faci? Ce faci poze la ghiocei? Vii pe deal și nu faci poze la ghiocei. A, tu te auzi, bă? Și ora 1.50. N-are cum, bă. E imposibil. Dacă e 1.50, mâncăm. Divă, ce faină căsuță! Da, uite! Ce faină zonă! Grajd! Grajd!
Ce prii? S-am găsit locul. Ce fain e ca asta de buste. Aha. Să mă recoresc. Bă, unde mâncăm? Bă, acolo e frigo la braț. La așa aici e fain. Nu, ce e atunci, dar n-avem creier. Cum să nu? Avem o pădure întreagă. Cum să n-avem creier? Nu, vi foame? Așa repede facem. Nu știu, putem și mai târziu, nu mai faină zona. Da, bă. Dacă merem acolo în vârf. Hai că merem mai sus. Dă mai găsim noi ceva. Dacă nu ne întoarcem. Hai, hai da. După voi. Danu. Bun. Piatra mântii. Nu te-ai dat jos? Nu, m-a lăsat. M-a plecat. Ha? Ce ești așa de, ce ești așa de noroi? Tropi pula ăsta de Cipri. Dar după ce mi-ai pe lângă el? Și pe lângă mine ai venit. Ha? Și pe lângă mine ai venit. Bă, cam nașpa coborârea. Da, important e că coborăm, ajungem la ceva drum, dacă tot coborăm. Mult. Hai, Miro, că poate dăm de ceva blocaj și îl târnim noi cu Cipri sus înapoi. Bă, nu știu, alege. Zici să mergem în dreapta? Hai mă să mergem în față. Hai mă, zi mă, tu, prunc. În ce parte luăm? Nu mă, în jos. Faci. Dă-o încolo. Mergem în jos? Da. Las că vin ei. Ne întâlnim noi pe parcurs. Păi atunci aprinde focul, bă. Exact. Dacă ne mai întâlni, da. Bă, noi tot coborâm, dar baiul că numai noi. Ți-am strigat! Nu zice nimeni nimic. Hai că vin. 2. Titit! Hai dacă suntem jos imediat. Deja văd drumul. Acolo-i jos. Cred. Bine, îl văd pe hartă. Că în realitate, habar n-am dacă există. Bă, mai încet, mai încet. Că dau un pulu' fanii ăștia. Ies din pământ și apoi mă tot duc într-o parte și alta. Dar bine, mă lăsăm încet.
Na, cum am ajunge noi jos? Habar n-am. La ce e aici? Tot ce sper să ne scoată undeva drumul ăsta. Opa! Ce? Ce-a trebuit amul? Na bine. Ia să vedem ce e aici. Opa! Mi-aș piciorul să-mi bag. De jumătate de oră sigur coborâm. Problema e că nu știu dacă mai coborâm. La ce văd eu aici în față. E nașpa că iarba asta și sunt o grămadă de bolovani iarba. Păi mai prins câte unul în ultimul moment. Îl vezi? Da, da. M-am uitat și eu, da? Nu s-a văzut așa bine. Aici am plecat, aici am ajuns. Bine a fi.